25 din 19 iunie 2019, acum ne mărginem cu următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mărginea, județul Bacău, pentru anul 2019. Inițiator, domnul primar. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău. Inițiator, domnul primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIN. Inițiator, domnul primar. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a planului urbanistic de detaliu pentru investiția construire locuință P plus 1, duplex, garaj, beci, foișor și întrejmire, amplasată în sat Barați, strada Viilor, Comuna Mărgeni, județul Bacău, beneficiar Martin Rodica și Martin Lucian. Inițiator, domnul primar. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz gratuit în favoarea Secetar Gaz Grid SA asupra terenului în suprafață de 1,44 metri pătrați în inframinalul satului Mărgine, Comuna Mărgine, județul Bacău, pentru amplasarea unui stâlp proiectat în vederea alimentării cu energie electrică, hală depozitare aparținând SC Classic Way SRL din municipiul Bacău, strada Calea Mănești, numărul 34, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a documentației PUS pentru investiția construire, extindere și modernizare spații producție, birouri, anexe și împrejmuire și utilități în sat Barați, Comuna Mărgine, județul Bacău, beneficiar SC Dalmacron SRL. Inițiator, domnul primar. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al Comunei Mărgine, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Punctul 8. Diverse. Punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. După cum știți, în fiecare an deblocăm din excedentul anului precedent pentru obiectivele de investiții pe care le avem, respectiv extindere rețele distribuției străzi Leia Somiei Scocii Nebujorului, 400.000 de lei, deci extinderea de ilumina din spatele CPL-ului la care vom începe execuția de curând, avem și autorizație tot. Cofinanțarea pentru construire dispensarul uman de la Luncani, 100.000 de lei. Cofinanțare pentru construire poduri și podețe, 200.000 de lei. Vrem să amenajăm un loc de joacă pentru copii aici în parc, cu niște balansoare, niște topogane, niște... așa, 70.000 de lei. Modernizare drum comunal Barați, 450.000 de lei. Vrem să reparăm străzile din Barați, acolo unde s-a lăsat canalizarea. La dumneavoastră toate străzile unde sunt gropile alea lăsate canalizarea de canalizare. Și cablu când lucrează acolo, lasă numai asfaltează, lasă numai gol, până numai asfaltează. Sezizați, vă rog frumos, ei sunt obligați ca la reparații să aducă drumul la starea inițială. În fața mea, când a venit apa acum la locuința mea, a intrat în curte la vecin. O inundat pe vecin. Chiar pe strada la școlii. Așa, de asemenea, deblocăm și pentru înlocuirea acoperișului și reparație termică la școala Alexandru Piru Mărgineni, 270.000 de lei. După cum știți, școala din Mărgineni este singura pentru care nu am primit finanțare pe cor pentru reabilitare termică și va trebui să facem din fondurile noastre proprii. Discuție la acest punct? Vă rugăm. Deci suma de parc pentru terenul de joacă pentru copii 70 de milioane, sau 200 și cât am spus? Da, 70 de mii de lei. 700 de milioane. 70.000 de lei. Da. Da. 700 de milioane. Bine, asta mi se pare o sumă, e un deviz, e un proiect ceva, ce va cuprinde, aruncăm o sumă. Sunt niște oferte pentru niște... Păi ca să dotăm, am resemnat o părculeță să fie ocupată de acele obiective și pentru copii. Sunt niște sisteme de astea integrate, de locuri de joacă, de un topogan, de exemplu, cu... Nu era bine să ne se aducă la cunoștință și nouă intenția asta și... Poate mai venea cineva cu vreo idee de altă natură? Ideea este că pentru astfel de locuri de joacă, noi trebuie să respectăm niște standarde de protecție a copiilor. Să fie avizate, să fie... Da, 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 știu. Dar o sumă de 700 de milioane din start alocată pentru ceva care noi nu știm nimic?
E bine pentru copii să fie și nu știu, nu văd spațiu care să fie alocat. Vor să ia... Scuze, da. Acele... Domnul Vici. Alea din beton. Alea rotunde de beton mai care sunt. Le-am luat de acolo și s-a creat un pic de spațiu și stânga și în dreapta. Deci, de ce e bună? Oalele alea din beton. Să ai unde ieși, că într-adevăr e nevoie. Și mai exact ce vă fi mânzat acolo? Dacă nu știu. Cât e balansoare, cât e scrinci? Nu știu nimic. Nu, vă spun eu. Deci va fi un sistem de ăsta multifuncțional, de trei topogane cu chestii de alea de... Niște fotografii sunt? Da, sunt niște acolo. Va fi ceva, dar acum nu mai avem noi timp să intrăm în... Nu, vă aduc imediat. Era bine totuși să ne s-a ducut la cunoștință în aspectul ăsta. Cel puțin aici, care înțeleg, mi se pare o sumă mare, 700 de milioane, pe un spațiu foarte mic, care va deveni foarte aglomerat ca parc. Dacă se întâmplă evenimente... Dar știți că stau pe băncile alea și mănâncă semințe și aruncă chișoacele de țigări, iar copiii nu au unde să se joace. Tinerii au un comportament, nu întotdeauna aruncă semințe. Dar nu știți că am discutat anul trecut de un proiect de refacerea întregului parc, integral. Asta se știți, dacă vor să veni să iați și vreo doi copaci. Unde sunt unii lângă alții acolo, chiar pe col. Păi nu schimba băncile, s-au făcut băncile atunci. Și acum le dăm băncile jos și punem... Nu dăm băncile, nu le dăm jos, băncile rămân. Haideți că vă aduc... Aduceți-mi vreo frumos oferta aia cu spațiile alea de pe... În baza unei oferte am venit și cu propunerea de sume. Și pentru dispensarul de la Muncani, care se face, este vreun impact, ceva făcut, că nu prea vedem cum o să fie. Studiul de impact l-a făcut la grădiniță, de la Cetros. Și vreau să vă mai spun un singur lucru. Toată lumea s-a mirat de domnul Pieptănuș că o să câștige și o să îmbogățească pe baza piscinei de la Muncani. Ia că eu... Ironia de la domnul Pieptănuș? Da, ia că o secat această piscină. Este năvălită de buruieni și dânsul a dat faliment. Nu, dar vedeți că se continua. De astăzi se lucrează acolo. Deci n-ați fost informați suficient. De astăzi se lucrează la grădinița de la Cetros. Și cu beneficiu ce faceți? Lăsăm pe anul reprogramat. Era ceva piscicol. Nu, dar acolo se lucrează. Nu mai inundați vreodată. Eu am văzut că se lucrează astăzi. Da, au început să lucreze, da. Nu vine cineva la cuvântul la nu le putem nici verifica nici. Păi nu, pentru celelalte v-am spus, sunt cofinanțările pe care avem la proiectele care sunt în derulare, dispensarul, construire, da, acum dacă noi intrăm și reabilităm străzile, spre exemplu, nu știu, strada Nucului în Barați, care am circulat pe ea, am plantat acolo și unde sunt lăsate toate curdele de canal de ani de zile. Dar acolo cine a avut intervenția nu trebuia să le dea la starea inițială? Dar n-a fost intervenția. N-a fost intervenția. Dar acolo domnul Petrăș s-a lăsat din cauza canalizării. N-a fost bine tasat. Păi a fost trebuia la urmă de canal. Eu cred că a avut cineva... Păi constructorul trebuia să... Deci ceva de genul ăsta va... Știți de ce v-am rugat să vedem cum arată? Pentru că să nu pățim ca cu grădinița. Deci noi toți am aprobat aici și după aia... Oarecum noi am fost vinovați de proiectul respectiv, care e un proiect din Ahatara, dar cum arată grădinița. Și acum să nu pățim la fel. Da, da, măcar să vedem ce cum. Haideți să rămân, în principiu, suntem de acord cu suma de așa, dar suntem, avem cunoștință... Pentru ședința viitoare să venim exact cu tot ce înseamnă fotografie. Ce cuprinde, ce cuprinde, da. Și cu lucrările care... Acel lucru, sunt mai multe moduri, ce-o fi, nu știm, da, da. O să mergem eventual, o să... Da. Și să aibă aici mi se pare cineva, cine le ia în primire, s-ar putea, mă, nepoi, mi se deteriorează, trezim și fără ele. Da, avem camere de luat vederea acolo. Nu tot cu camere. Mă gândesc, apropo de drumurile de la Barați, nu, că locuim noi în zonă. Da. Să știe aproape din start, lucrările cum s-au făcut. Vreau să mă fac înțeles. Deci trebuie neapărat... Nu reușesc. Deci patru străzi din șase, câțiva, acum recunoașteți. Da? Inclusiv Alexandru Piru, până... Deci, alea sunt varză, mai intrăm cu acum acele trasee pentru rezerva de apă care le facem biserice și varză, tot Baratul va deveni varză.
Păi nu, hai să ne înțelegem. Dumneavoastră știți, la Gică, la Dăduț, cum se face curba către strada principală. Acolo e socotea de strada principală. Tot blocajul care vine, apropo de canalizare care există, acolo este țeava foarte îngustă și dă afară unde? În băile oamenilor. 5 familii. Am avut dirigenți de șantier, am avut experți, meseriași, solicționali, lucrările. Acum vorbim cum vorbim de drumul de la Rizalea. Canalizarea a conceput cu 200 sau 300 cât are, ca Dumnezeu. Trebuia să ia încă 25%. Una peste alta. Trebuie făcut sau nu? Nu contestăm că nu. Da, dar priorități mai sunt și în alte părți, unde aici venim și modernizăm drumul de asfalt și altul nu poate circula. Da, unde vă trebuie? Nu putem lăsa. Pe anumite străzi în Banat nu se poate circula. Dar nu putem să lăsăm, dacă tot e făcut asfaltul, dacă mai lăsăm mult, el se deteriorează. Noi avem recepția făcută în 2011, 2 ani de zile a avut garanția, 2013, el nu s-a lăsat atunci. Aș veni cu altă propunere să mai deblocăm o sumă. Doamna secretară, un moment. Asta... Vă executați, vă spun la succes. Da. Iar noi, fiind un proiect făcut pe fonduri europene, 5 ani de zile după recepția finală, n-am avut voie să intervenim. Că a fost perioada de monitorizare. De asta, acum, va trebui să intervenim la ele. Până în 2018, noi n-am avut voie să intervenim. Păi și monitorizarea, garanția nu trebuia să fie când monitorizare? Nu. Garanția a fost 2 ani de zile. Da, 2 ani de zile și după aia. Și care e rostul monitorizării de 5 ani dacă garanția e 2 ani? N-avem voie să intervenim la structura rutieră. Așa spune... Da, ce avem făcut pe foc propriu, nu avem nicio treabă. În legătură cu astea. Mie astea mi se par niște chiciuri. Dacă mergem în oraș, sunt câteva părculeții cu niște locuri de joacă mult mai de calitate și mai frumoase. Asta e ca model, e un catalog ca și model. Nu trebuie, nu probabil. Și culori, nu putem să trântim aici toate culorile în mijlocul, în fața primăriei. Se poate fi mai bine acolo chiar în fața la trebuie ales de acolo. Da. Spațiul ăla, adică să fie toate ramele satului adunate acolo în față, cred că mai bine ar putea fi acolo. Sunt și mai mulți copii decât aici. Ar avea un plantat spune acolo după aia. Nu știu. Lucrul ăsta trebuie aprofundat, nu lăsa chiar. E o intenție bună. Trebuie găsit o soluție mai bună decât de montat din parc, așa cum este. Cine autorizează acolo? Cine autorizează acolo? Cine de joacă? Nu. E acolo în imaginele. Acolo îmi face la Casa Blanca colțul ăla, dar tot vrea să facă parcare sau ce? Ăla cât e spus la accident. Nu, dar se face garduri în oraș, nu sunt garduri peste tot. Oricum ăsta trebuie un grădin, așa cum joacă în genul. Haideți să punem la vot punctul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Așa, iar la ședința viitoare o să venim exact cu tot ce înseamnă detalii despre ceea ce se va vrea a se achiziționa. Punctul numărul 2, doamna secretară. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare. Așa cum știți, suntem membru al ADIS-ului. Bună ziua, să rămână. Al ADIS-ului. Ce scuză de interzire. Da, ce se spune. Și în fiecare an, noi ca și comună contribuim la patrimoniul Asociației. Pentru anul acesta, 4 contribuții este de 7.000 de lei pentru Comuna Bărcineni, pentru județul Bacău 1 milion de lei, municipiul Bacău 600.000 de lei, Onești 100.000 de lei, Moinești, Târgu Ocna, Bucuș, Comănești și Dărmănești 40.000 de lei, Slănic, Moldova 10.000 de lei și apoi la comune în funcție de numărul de populație. Deci pentru comune peste 10.000 de locuitori, noi avem 7.000 de lei. Discuții pe acest lucru? Eu sunt care... Punem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Următorul punct. Aprobarea cotizației anuală la patrimoniul agricului. Aceeași situație, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Pentru anul acesta, cotizația este de 1.000 de lei pentru Comuna Mărcineni. Discuții? Nu. Punem la vot cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumim. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a planului urbanistic de detaliu pentru investiția construirea locuinței complexului în fundul duplex, garaj, beci, foișor și împrejmuirea, plasată în Sărbăraș, strada Viilor, Comuna Mărgeni, Județ Bacău, beneficiar Martin Rodica și Martin Lucian. Deoarece știți, pudurile se solicită în momentul în care
nu proprietatea pe care se dorește a se amplasa construcția nu are o lățime mai mare de 12 metri, conform legii. Păi și cum este? Și duplex, și garaz, și bești, și foișor? Pe lungime. Pe multilateral dezvoltare. Comentarii de ce spun? Ideea cu utilitățile și accesul întotdeauna, ziceam, la puzurile astea, să fie prea... E pud. Deci este intravilan terenul, numai că este îngust. Și nu... Da. Spune-mi la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Punctul numărul 5, abțineri. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz gratuit în favoarea SC Delgaz Grid asupra terenului suprafață de 1,44 metri pătrați intravilanul satului Mărcine, comuna Mărceni, pentru amplasarea unui stâlp proiectat în vederea alimentării cu energie electrică, hală depozitare aparține SC Classic Way SRL din Bacău, calea Mărcine și numărul 34. Tot ce înseamnă extindere, trebuie să vedem noi drept de uz și servitude pentru amplasarea stâlpilor. Dar unde e asta, clasicului? Calea Mărcine și numărul 34. La ce pele acolo ar trebui să fie, nu? Acolo, chiar clasii... Diana. Diana, da. Ca să discuți, domnul. Spune la voi, cine este pe urmă? Potrivă? Abținem? Mulțumim? Mulțumim la 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a documentației PUS pentru investiția, construire, extindere și modernizare spații, producție, birouri, anexe, împrejmuire și utilități în sat Baras, comuna Mărgeni, județul Bacău, beneficiar SC Dalmacron SRL. Aici PUZ-ul se solicită în momentul în care avem zonă cu industrială, aici la fostul CAP, la Marați. Ei vor practic să construiască și să extinde și să modernizeze spațiile de produse, producție, birouri, anexe, împrejmuire și utilități. Discuții pe acest punct, cineva? Se solicită prin încercitatul de urmări și actul cu vecinilor. Problema vă, cine este pierdut? E obligatoriu. Abțineri? Mulțumim. Cu numărul 7 de oase. Proiect de hotărâre prin modificarea și completarea domeniului public al comunei de Mărgeni, inițiator domnul primar. După cum știți, avem câteva străzi în comuna Mărgine, care deși aveau denumiri de străzi, nu erau introduse în domeniul public. Respectiv, strada Dumbravei, din satul Valea Budului, cu o suprafață de 396 de metri pătrați, respectiv 133 de metri liniar lungime și 1,71 metri liniar lățime. Aia de la Tănase, nu? Da. Așa. Strada Părâul Frumos, din satul Valea Budului. Suprafață prima de... stradă, cum se intră în Valea Budului, sau ultima din localitatea Valea Budului? Ultima, bă, ce? Suprafață de 1021 metri pătrați. Sau la Bacău. Cu lungime de 143 metri liniar și lățime minimă 4,57 și lățime maximă 12,14. Vedeți, din proprietăți personale s-au constituit strada și care a intrat în domeniul. Deocamdată n-a solicitat nimeni, n-a revendicat nimeni această stradă, nefiind revendicată, aparține comunei. Da. Mulțumim, dinte. Și strada prelungirea Crinului, la limita cu Livieci. Așa, cu o suprafață de 10.153 metri pătrați, cu lungime de 1.666 metri și lățime minimă 3,98 lățime minimă și maximă 8 metri liniari. Ea nu e dreaptă, vă dați seama. O stradă care are un kilometru cu lățimea asta? Are și 8 metri lățime. Are într-o parte și 8 metri. Da, intrare sau la ieșire? Cu toate utilitățile. Sunt utilități, domnul Pieptănoș. Sunt că sunt făcute... Dar cum a fost posibil să iasă din 3 metri acolo? 3,98 metri, așa s-a făcut, am măsurător. Nu a fost respectat prea mult. Nu, e păcat, la drumul ăsta ar trebui umblat tare mult să se răcească. Fie accesul. Corect. Acum vă dați seama, sunt proprietăți acolo. Avem cele mai bune exemple acum, da? Cu toți și-au înfundat șanțuri ca să-și tragă mașina în fața porții. S-a dus exact în porțile unde nu erau șanțuri. Corect. Păi și cine e vinovat? Păi trebuie să vă luăm și decizii de genul ăsta, chiar dacă e dureros. Trebuie să fie dureros. Păi nu, dar trebuie să face ceva și pentru pe mine. Abțineri, mulțumim. La diverse. La diverse. Avem două cereri
cerea domnului Burbulea Florin, care are concesionat o suprafață de teren de mai bine de 20 de ani, o suprafață de 24 metri pătrați, și solicită cumpărarea acesteia. Clădirea este intabulată, dumnealui a avut o concesiune în fața CPL-ului, ulterior s-a modificat amplasamentul. Așa, și acum solicită cumpărarea terenului. Acum, de principiu, pentru că oricum... Are și de permisiune, nu? La cumpărare. Ideea este că expiră contractul de concesiune și de asta dumnealui a vrea să... Acum, activitatea acolo mai e, nu? Păi, eu sincer să mai fac ceva. Bun, a fost o tocilărie, cred. Okay. O tocilărie, domnule, mai există tocilărie? Ce v-am văzut, cred că e una. Sau văd covării. Nu, dar dumneavoastră, avem un atelier ceva. Și da, am să fac ceva, dar acum să nu mă cumpăr să fiu sigur că e ca să mai pot să dau o bună de bani acolo, să mai dau o chestie. Discuții mai sunt această... Cine? Păi, eram în discuții, deci opriți discuții. Hai, să grăbești. Nu știu câta ședință vă grăbiți. Haideți să terminăm, să fim în... Mai sunt discuții, am întrebat. Păi nu. Mai sunt discuții, am oprit. Dar nici n-ați așteptat să vi se răspund. Aveți mai multe răbdare, mai e ultimul punct. Dar poate cineva să mai vorbim de... Dar nu înțeleg, întotdeauna cu grăbiți. Așa se întâmplă. Dar întotdeauna așa se întâmplă. Am mai avut discuția asta. Da, discuții. Dar erau mai multe, domnule Iacob, ce erau. Da, se va face o expertizare la suprafață acolo, nu? O evaluare. E făcut evaluarea la teren? Nu, nu este făcut. De asta avem cererea de principiu. A, adică noi dăm un și pentru ședința viitoare, adică nu are rost să plătim banii pe evaluare dacă nu acceptați vânzarea terenului. Eu n-am spus de la CPL, din fața CPL-ului, că era urât acolo deci și am adus în centru comun. Acum am... Nu, domnul Cândea, că a fost primul contract pe care trebuie să-l modific și habar n-aveam ce domnul se mănâncă. Domnul Cândea, știți cât e căruțul mai am scos de acolo? Nu trebuie, nu trebuie să spun pentru copii, dacă vrei să nu știi. Trebuie să îmi spui mie treaba asta. Păi, da. Să fim cuvântos. Deci un lucru pe care l-a făcut domnul Cândea în mandat pe dumneavoastră, nu? Da. Și apoi și toate tot locul la bun sfârșit. Tot blocul acolo de abonare și eu le-am scos de acolo. Ai făcut ordine și lumină. Păi atunci pentru asta trebuie să-ți dăm un aviz pozitiv, nu? Dacă nu să dați, dacă nu, eu de asta am venit să... Rugăm destul de serios, așa să te rog. Păi dacă dumneavoastră îi facă la aprobarea toate ceilalți care au spații, deci... Dar normal. Acum avem mai nu o trebuie de cumpărare, dar aici o să discutăm că eu aș avea... Da, atunci s-o prins la văd... Pune la văd. Deci facem evaluarea? Nu suntem de acord de principiu. Potrivă? Abține? Și mai avem o cerere de cumpărare a doamnei Iacob Maria, președintele SC Consum Coop Mărginen, care dorește să cumpere terenul atelierului restaurantului. Respectiv, terenul în suprafață de 2294,68 m² aferent construcțiilor restaurant Mărgineni, intabulat cu numărul cadastral, cu suprafață construită de 805 m², din care 406 restaurant, 146 magazii, 65 depozit marfă și 187 construcții anexe. Și terenul în suprafață de 1000 m² aferent construcțiilor magazin potrivit, intabulat cu numărul 1000 cadastral, respectiv 247 metri pătrați magazin și 42 magazini. Aici, în legătură cu chestia asta, am și o obiecție. Fac parte din Consiliul de Administrație, din păcate, din la cooperații. Ea a fost aleasă acum câțiva ani președintă să, pe baza unui proiect, să aducă niște îmbunătățiri și să rentabilizeze unitățile cooperației de consum. Din contra, au vândut cu bucățica, inclusiv Locarno, restaurantul de aici, care stă închis. Stă închis, de asta nu s-a putut. Dar ea lor, domnișoară. Știu, exact de asta vreau să vă spun. Păi, și au bătut joc, au venit din altă parte și își bate joc de cei din altă parte. Și la podiș, și la podiș, și la podiș, și la Lucan la fel. Dar când e posibil, administrația m-a datat-o, nu? Și mie îmi convine să cumpăr 2000 de metri în centrul comunii. Asta vreau să vă spun, chiar dacă sunteți de acord, restaurantul nu necesită 2200 de metri pătrați. Adică s-ar putea, sunt situații, uitați, de exemplu, pentru poduri și potețe, va trebui să strămutăm pe Atudore, da, domnul Atudore, va trebui să-l strămutăm, da. Din răpă de aici. Deci din răpă, pentru că nu putem face
face podul. Va fi, adică putem face podul, dar dumneavoastră va fi în groapă și se, vom lua toată lumina. Are, va trebui să dăm un teren. Nu o să aibă acces deloc. Nu o să aibă acces. Dumneavoastră este de acord cu asta, să dăm în altă parte. Și de câte ori vine apa, de atâtea ori îl inundă. Da, tocmai de asta. Adică sunt plus de asta. Noi avem deficit de 400 de hectare pe fond fugear. Dai cooperații care oricum nu face nimic. 2000 de metri pătrați, acolo e un... Și magazinile alea sunt desfințate. Sunt desfințate, desfințate. Nu sunt. Desfințate, e dermatic și nu dat, adică împărțit în două, dat la două persoane. Oricum mai o să mai fie persoane cu situație. Sau, dar sau de 500 să nu fim, să lăsăm așa, să lăsăm așa, ideea este că nu știu cum o să... Ori o să fie o comisie cumva, și la nivel de consiliu, la nivel de primărie, sau așa. Și scărți la fața locului, că nu luăm de bună ce cere dumneavoastră. Nu, ideea este că, într-adevăr, v-ați spus cel puțin vreo mie... O mie și ceva. Păi asta, de asta spun, ideea este că terenul ăla va putea fi folosit și pentru... Da. Uitați, de exemplu, pe 1000 de metri pătrați, putem face un cămin cultural. Noi nu avem cămin cultural în mărțile, sunt proiecte. Putem face loc de joacă, uitați, loc de joacă pentru copii. Păi da, poate să rămână în stand-by până este necesar. Asta, asta am încercat. Deci, în eventualitatea în care acceptați să vindeți terenul restaurantului, lăsați acea rezervă din spate, pentru că noi chiar nu avem nicăieri. Uitați, noi suntem îngrămădiți cu toate magazinele la sediul vechi. Și chiar sunt folosite, toate sunt folosite. Păi atunci am folosit. Păi atunci în procesul verbal. Consemnați lucrul ăsta, să poți fi o comisie și să verificați. O comisie, păi haideți, cine vrea să facă? Până la urmă, poate garajul primării se va extinde, nu mai aveți un silicon. Păi asta, 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 cum aș nu avem aici nicio nimic. Eu am auzit că și aici un ipopicărie în fața restaurantului, vrea să-l vândă la cineva să-și facă o vilă. Păi despre asta e vorba, nu are rost, da? Putem vinde restaurantul, pentru că legea cooperației spune că se dă terenul gratuit pe perioada existenței construcției. Deci tot ce este construit ca și clădire, aia putem să le dăm. Atât. Dar copicăria, deci grădina de vară, nu este intamplată, da? Liber. Deci este teren liber. De asta v-am spus, avem posibilitatea, putem mări parcul până acolo și să facem loc de joacă, exact cum ați spus. E sigur că da, e cel mai bine decât să stricăm fața lui cum este. E arată destul de bine. Haideți să votăm o comisie care să... Deci facem adresa către cooperație, facem o întâlnire de cooperație. Cel puțin vreo 5 consilieri, așa și după aia. Haideți, vă rog, cine... Domnul Cândea, domnul Cândea, și domnul Cândea îmi propun să facă. Domnul Cândea, domnul Cândea. Și dumneavoastră? Care e cine? Domnul Cândea. Spuneți, da? Nu. Luați și din partea aia la baricade, nici nu m-am demnit. Luați și din partea aia la baricade. Domnul David? Domnul Marius? Domnul Unguru? Eu. Haideți, n-are nevoie de-o. Și Pandoreau. Domnul? Da, domnul Bardaș. Mai trebuie vreo doi. Nu, lăsați să fie un număr impar, nu-i de altul, 5. Da, 5 consilieri și o să fim și noi și facem adresă către ei și discutăm. Atât. Dacă... La diverse. La, da, la diverse. Am o problemă. Acolo, în limita de proprietate, între mine și... Trebuie să te înscrii. E înfundat acolo, domnul... Problema ar fi următoarea. Și trebuie să intre la domnul... Deci, dacă știm că ai spus că respecti... Problema este aici unde e semnul de intrare în municipiul Bacău. Sunt gropile alea. Cum a venit mașina asta de a decupa niște asfalt pe aici? Puneți-o să decupeze și acolo toți șoferii, indiferent de unde sunt în jur. În jur și eu că sunt din comună. Nu, vis-a-vis de domnul Petriu aici. Exact vis-a-vis de Petriu. Două găuri mai aici. Se poate decupa și 4 metri pătrați, să zic așa, dar sunt gropile una lângă alta și... Am înțeles că începe... Da, începe săptămâna viitoare. Asfaltarea a început de la Cefelea încoace. Nu, dar săptămâna viitoare începe Bacău mâine. Păi Bacău mâine, dar Bacău de unde? De la Sfântul Neculai. Mai lasă-mă în pace, că nu știi mai bine. Restul e municipiul. 2G, Bacău Moinești. E municipiul de aici, de la CPL încolo, e municipiul. De la ce de la CPL? De la CPL încoace până la Moinești. La porta 2, la CPL. Și mașinile care fac dezăpezire. Dar o zi de la Sfântul Neculai. Și mașinile care fac dezăpezire sunt ori la CPL. Atât e teritoriul lor. Da, da. Limita administrativă. O propunere aș vrea și dacă. Și dacă mergeți spre Piatra Neamț, este făcut brici. Poți să pui paharul de apă și până la Piatra Neamț mergi fără să se răstoarnă. Și mai ieși. Ideea
Ideea este că mașinile alea care au decopertat erau de la drumul județean, că au reabilitat. Nu, dar poate să găsești o soluție. Da. Știți că legal nu avem voie să... Dacă nu o facem cu lopata, cu lopata ceva să facem. Să știți să facem. Dar domnul drumul bisericii, dacă se poate. Da, dacă astăzi am vorbit și s-au dat comisia de evaluare a factorilor pentru drumul ăla. 34 de milioane, cam atât costă, trebuie o structură de balast. O structură de balast, așa scrie comisia de evaluare a factorilor. Și ar trebui la colmatat. Pomii aia de zgări mașina, cum ne știu. Mai ales că sunt salcât. Tot la diversie și o problemă. Astăzi o salvare, încerca să mă sune pe mine, de unde începe Pădureni. Spune-mi un indicator. Indicator la Pădureni. Pădureni. Avem indicatoarele cumpărate. Nu știam unde e Pădureni. Avem indicatoarele, da, am văzut pe cineva că și pe străzi, trebuie spus că... Mai bine trecem să cătura Pădureni. A fost. Da, era o discuție să punem aici un indicator cu Pădureni. Trebuie discutat cu un limita de proprietate între mine și vecinul. Vecinul a înfundat țeava aia de canalizare. Și a, toată apa se duce în curțile oamenilor. Nu-i bine, trebuie văzut ceva să desfundăm țeava aia de canalizare. Cred că ați vorbit cu dânsul, dar trebuie insistat. Când am desfundat traversarea. E adevărat, este o problemă acolo. S-au băgat 200 de anunțe. Da. Nu s-au reușit. Dar știți, zice, trebuie continuată până în continuare, că nu trebuie spartă și refăcută, ca să spun eu. Dar trebuie să colucreze și vecinul. Eu am zis să vă spun pe zona acolo, să vedem. Așa, acum ați văzut, acolo s-a adunat toată apa, pentru că acolo era proiectată să împingă apa spre pârâu. La diversele aici și eu? Da. Domnul David. O problemă mare când se bifurcă pârâu, dubas, șerpe, până la Podești, să sunt sete rechetele acolo. Ce acolo? Nu mai curge nici apa. Dar ei o trebuiască să meargă, băieții au fost ieri și azi, ca să scoată mânul din casele și curțile oamenilor. Dar sunt de acord, sunt de acord cu asta. Și o să meargă ușor, ușor, că au rămas, s-au dus la Valea Burulează, nu s-au dus. Da, da, am văzut, am văzut. Dar și acolo-i durere. Și o să trebuiască, da, o strânge și acolo la Podești. O tăiet rechetele ăștia de la apia. Și le lăsa pe malul lua ceva de la apă. Și când a venit apa, le-a dat în bărău. Apele române. Apele române, da. Da, da. Și jale, la Valea Bunului vreau să vă întreb, s-a terminat pe evaluarea pagubelor? Da. Deci vă vine să râdeți dacă vedeți, să și eu am rămas foarte șocat de ce despăgubirile dau oamenilor. Nimic. Dar în același timp, ca auzi ceva, domnul Vasile. Nu e stare să-și fac un șans, domnul Vasile. Domnul Vasile. Domnul Vasile. Cauza principală, să știți că traversarea drumului național, cum? Știu, așa este. Deci, dacă avem această la Călian acolo, din coace la școală la... Dar cine i-a dat voie lui Tănase să se închidă poate? Păi, dar vedeți, și s-a dat mandatul nostru acum voie acolo. Nu, dar nu s-a închidat traversarea. Nu, de exemplu, în fața școlii acolo, vă spun eu care e problema, că ieri am chemat și pe proiectantul de la strada drumului și pe cei de la gaz. Acolo, ca să putem să desfundăm podențul ăla, va trebui cei de la gaz să îngroape mai întâi conducta de gaz, pentru că este la... Doamna secretară, stați un pic. Nu știu realitatea și la Călean și la școală acolo. Deci la școală este o deviașă traseu acelui canal care ducea către pârâu. Exact. Nu este normal. Ăla se va strangula tot timpul, se va colmata la cea mai mică ploaie. La fel domnul acolo la Călean, la Domite, ăla e înfundat canalul care deversează pârâul trebuie. Nu s-a făcut în sensul ăsta niciun pas. Și vă întrebați, mă, nipoane, dacă va veni iar viitură, de ce să-i luăm de Valea Budului? Deci, să fii sigur că o să vedeți. Dar a fost o discuție acum vreun an. Am zis de fiecare dată. Au fost cei de la drumuri, nu, aici vă spun eu, au fost cei de la drumuri naționale, au desfundat șanturile, mai spus aici la școală, nu au putut, pentru că nu au putut. Dar la Călian acolo? La Călian nu știu. Între Domnite și Călian. Deci acolo este canal obturat și deci așa... Deci unul singur funcționat pe Valea Budului. Păi care? Că dar ce să fie înfundat, domnule? Deci ăla trebuie să fie până pârâu trebuie și dezvântat. Și la Tănase la fel. La Tănase e căria noastră când o trage. Domnul Vici, deci în sensul ăsta, un metru liniar nu se vede în comună de șanț care se făcut în ultima vreme. Șansurile care spuneți dumneavoastră, care da? Că trebuie să comunice cu pârâul, trebuie, toată lumea a făcut cadastru până în gardul vecin.
Deci, domnule, dacă cadastru s-a aprobat la primărie. Bineînțeles, sunt avizitate de aici. Se pot face întâmpinări. Dar un dialog cu respectivul proprietar nu se poate face. Dar după ce intau la dacă au de să știți că dacă e omul jumătate de metru sau spart cadrul, haideți să facem o discuție cu ei. Știu, la Valea Mântului, dăm o hotărâre și le discutim de anumite impozite, dar să lase să discutim. Dar nu vorbim de un lucru care nu-l cunoaște. Deci, corect, între Călian și Dominte, unde sunt toate cele tui, canalul există, domnule. Nu-i desfundat din noi. Domnul Fiatenor, drumurile naționale desfundă canalele? Drumurile au numai obiectivul în zona drumului. Dar pe unde ai acces la Valerii Casa? Dar nu, dar ele... Ai acces, are drum, are drum. Deci după școală, următorul care era funcțional, restul nu curgea pe aprindiere, deci că restul... Bă, dacă nu desfântam, domnule, e recomandat. Păi asta vă spun, drumurile naționale... Dar ei au acces numai în zona drumului, domnule, nu are acces în grădina omului, domnule. Dar acolo nu curgea apa, omul... Haideți să încercăm cu potez, domnule, dar nu s-a făcut nimic în sezonul. Ar trebui făcut adrese și pentru lucruri. Adrese către proprietarii de... Băi, lasă-mă, lasă și oameni de proprietarii. Nu cred că toți sunt. Băi, Ioși, domnul Ioși, dacă vorbesc cu asta, lasă-mă să-ți înțeleagă o dată. Cine vă lasă? Păi, dar de ce e? El a pus pământ ca să nu înghețe iarna țevirii, conducte. Cine? Așa. Chiar nu fost el Călian. Băi, domnule, dar noi nu facem nimic. Și-o tras până la țintarul, sus. Și la ăsta, la... Nu contează. Dar... E aceeași problemă de care... Dar de ce vă lăsați să vorbească? Dă-ți vorbește completare, nu știu. Da, aici e problema, așa e. Dar el știe, e din zonă. Păi dacă o să apă justiție, exact. Dar domnul Pădurar vrea să... Păi acum consemnați lucrul ăsta și încercați să identificăm și cauzele, domnule. Dacă mâine plouă ea la Valea Mântului, să-i nu... Când auzesc că ați nu înghețe canalizarea, au fost pământ. Băi, dar atunci nu se poate verifica lucrul ăsta? Păi, dar s-a verificat de atâtea ori de ani. Păi, și cum a structurat? Păi, trebuie oameni, da, trebuie făcuțe, da? Nu s-o dat nici amintă, nu s-o dat nici amintă. Îmi dați voi și mie? Hai, că întârziem prea mult. Stăm și... Am fost în comisia asta, care a avut loc alaltă. Tot ce s-a întâmplat la domnul Olaru, deci să ne scont. Deci... Am fost pe teren din casă în casă și începând de unde vine apa, prima picătură. Începând de la semnal de sus, trebuie și sus corbului, și aici partea asta care vine de la Hercești, unde s-a pus balastru acum, de aici pleacă în șanțul care este, se duce în vale, către pod. Dincolo de la Trebeș, Tabăra, așa, Lupărie, se duce în partea elaltă, se înfundă și acolo, dar partea asta de aici, toate vine spre podul Trebeș. La podul Trebeș este format un viaduct ca să fie aparat pe râu. Acum, venind apa de unde v-am spus, din teritoriul ăsta așa, o rămas în curtea omului, în casă, până la geamuri, tot ce a fost. Dar nu mai a avut scurgere în râu. Deci acolo trebuie să ne gândim ce trebuie să facem. Indiferent ce șansa face, că mulți s-au spus, domne șans, da, sunt de acord. Dar dacă apa n-are unde să se retragă în râu, când vine în viteza aia, e localizat. Sunt de acord cu totul. Foarte bine că am fost de foarte mult. Eu v-am spus omul care să vă spun despre ce. Șansul este făcut cum este făcut, dar panta asfaltului de pe drum, să fie curățare. Iarăși trebuie să dezgropăm morții. Că e dată către ei. Domnule, păi, eu vă spun ce s-a întâmplat. Și balastru la volum de apă. Dar nu a existat? Hai să vedem. Apropo de asta, dacă drumul este în curbă, da? Contra ce? Forțe centrifugare. Nu e normal să-i dai inclinația spre interior? Acolo, cum vine drumul la Olaru, normal, inclinația e spre Olaru. Nu, dar este. Putem să vă coborâm. Păi așa e, da, așa e normal, peste tot. Dar au adus pe balastru în drum. Dar se duce la el un... Și apa... Ok, dar acolo s-a făcut o felul de lucrări fără... După capul. O plutura de la părâu.
care s-o duce în spatele ca și nu s-o băgat în furtură. Bine, neapărărică. Exact. Și este și asta e o cauză. Și-a făcut rost. Ei și-au creat, covata aia. Ei și-au creat o protecție pentru pârâu, dar de fapt au... Necazul vine de sus acum. Eu i-am spus asta de mult. Erică, tot apa de la buzură și-o vreodată. Am copit de vreo 20 de ani, să mai trebuie. Păi nu, dar acum de... Chiar asta spuneau și cei care au venit în asta. Asemenea, delicte de apă n-au fost de ani de zile. Dar trebuie să le gândim de acum cum o să fie. Identificat cauzele și încercam, am reparat acolo punctual, două, trei, dar... Acolo e foarte dificil, pentru că nu putem stica gardioanele alea de protecție de la polul, de la banii. De la podul banii. Bun, hai să zicem acolo. Dar la Tănase, acolo trebuie făcut ceva. Aia da, da, prima vin, la un volum foarte mic, apă acolo, întotdeauna se plinde. Acolo trebuie de fundat canalul. Da, domnule, că l-au obturat. Consecțiuni foarte mici. Aici, aici, aici la Olarul. Prin partea stângă a drumului, unde e bariera, unde a spus dumneavoastră bariera, șanțul ăla nu se poate adânci. Astăzi va terminat-o, săpat astăzi, cum poate. Dar în același timp îți va veni apa din Pârâu. Nu mai poate să vină din Pârâu, dar poate ce trebuie. Nu, nu, dar totuși, partea este invers. Spre Napoli. Ca să ajungă, ca să vină din Pârâu, să trebuie volumul ăla. Acum l-au făcut, l-au până la variatul, nu l-au făcut la muncă. De nou, cu altfel, nu cine știe. Și mai are cineva este la discuție la direcție. Nu, un altul va păține el. El și-o cred. Da, dar nu poate să facă niște șanțe care să le cuțină. N-are. Declară ședința încheiată. Mulțumim.